Amintiri din copilărie. Pista 3. Nu mi-ar fi ciudă în caltea când ai fi și tu ceva și de te mirunde, îmi zice cugetul meu. Da, așa, un boț cu ochi ce te găsești, o bucată de hum însuflețită din sat de la noi și nu te lasă inima să taci. Asurzești lumea cu țărăniile tale. Nu mă lasă, vezi bine, cugete, căci și eu sunt om din doi oameni. Și satul Humulești în care m-am trezit nu-i un sat lăturalnic, mocnit și lipsit de priveliștea lumii ca alte sate. Și locurile care înconjură satul nostru încă-s vrednici de amintiri. Din sus de Humulești vin vânătorii neamțului cu sămânță de oameni de aceea care s-au hărțuit odinioară cu Sobieschi, craiul polonilor. Și mai din sus, mănăstirile Secu și Neamțu, altădată fala Bisericii Românii și a doua Visteria Moldovei. Din jos vin satele Boieștea și Ghindăoane, care înjugă numai boi ungurești la carele lor, unde plugurile rămân singurele pe brazdă în țarină cu săptămânile, prisăcile fără prisăcar, holdele fără jitar și nimeni nu se atinge de ele. Iar oamenii din aceste sate nu știu ce-i judecata. Aproape de Boiești vine satul Blebea, care mai mult de jumătate după ce scapă căciula pe baltă, zice să fie de sufletul tate. Înspre apus miază zi vin mănăstirile Agapea, cea tăinuită de lume, Văraticu, unde și-a petrecut viața brâncoveanca cea bogată și milostivă, și satele Filioara, hățașul căprioarelor cu sprâncene scăpate din mănăstire, Bălțățești, cei plini de salamură, și Ceahlăiești, Topolița și Ocea, care alungă cioara cu perja în gură tocmai dincolo, peste hotar. Iar spre Crivăț, peste Ozană, vine Târgu Neamțului, cu mahalale Pometea de sub dealul Cociorva, unde la toată casa este livadă mare. Țuțuienii, veniți din Ardeal, care mănâncă slănină râncedă, se țin de coada oilor, lucrează lână și sunt vestiți pentru teascurile de făcut oloi. Și cu condrene, cu morile de pe nemțișor și piule de făcut suman, iar deasupra condrenilor pe vârful unui deal înalt și plin de tihărăi se află vestita cetatea Neamțului, îngrădită cu pustiu, acoperită cu fulger, locuită vara de vitele fugărite de strechie și străjuită de ceucil și vindirei care au găsit o bună de făcut cuibur întrânsă. Da, asta nu mă privește pe mine, băie din Humulești. Eu am altă treabă de făcut. Vreau să-mi dau seama despre satul nostru și despre copilăria petrecută în el și atâta tot. Câți domnitori și mitropoliți s-au rânduit la scaunul Moldovei, de când e țara asta, au trebuit să treacă măcar o dată prin Humulești spre mănăstiri. Apoi, unde pui cealaltă lume care s-a purtat prin satul nostru și tot lumea mai mult bogată și aleasă? Mă rog, la Mănăstirea Neamțului, icoană făcătoare de minuni, casă de nebuni, hram de ispas și iarmaroc în târg, tot atunci. Apoi tot pe aici treacă spre Iarmaroace, la Piatra de Duminica Mare, la Folticeni de Sântilie, la Secu, hram de tăierea capului Sfântului Ion Botezătorul, la Agapea în deal, hram de schimbare de la față, la Agapea în vale, hram de Sfinții Voievozi și la Văraticu, hram de Sfânta Maria Mare. Lume, lume și iar lume. Și câte târnosiri și sfințiri de biserici din nou, și câte soboare și revizii de fețe bisericești și politicești, și câți străini au trecut pe aici în drum spre mănăstiri, și câte inimi purtate de dor și câte suflete zdrobite și rătăcite n-au trecut prin satul nostru spre mănăstiri. Lume, lume și iar lume. Și câte oștiri străine și o droaie de cătani călări, tot nemți de cei mari, îmbrăcați numai în fir au trecut în vremea copilăriei mele, cu săbiile scoase prin Humulești, spre mănăstirile de maici, după natalița cea frumoasă. Și-au făcut nemți mare tărăboi prin mănăstiri și-au răscolit de-a fir apăr toate chiriile maicilor, dar n-au găsit-o, căci beciul privighitorului pârvu din Târgu Neamțului putea să tăinuiască la nevoie o domniță. Și noroc de vărăticenci care au știut ai domoli, luând de cu binișorul și ai face să-și bage sabile în teacă, spuindu-le că cei ce scot sabia, de sabie vor pieri. Da, ce-am bat eu capul cu craie și cu împărații și nu-mi caut de copilăria petrecut în Humulești și din nevoile mele?
Așa era cu cale să fac de la început. Dar am ținut să arăt că humuleștenii nu străiți ca în bârlogul ursului, ci au fericirea de a vedea lumea de toată mâna. La 1852, în ziua când s-a sfințit Paraclisul spitalului din Târgu Neamțului și s-a deschis școala domnească de acolo, eu, împreună cu alți băieți isonari ai bisericii, stam aproape de Ghica Vodă, care era față la acea serbare, înconjurat de o mulțime de lume și nu ne mai săturam privindu-l. Și el, frumos la chip și blând cum era, văzându-ne pe mai toți de-a rând îmbrăcați cu cămeșuice cu sute cu bibiluri și albe cu mihelgea, cu bondiții mândri, cu ițari de țigaie și încălțați cu opincuții, spălați, curați și pieptănați, cu rușinea zugrăvită în față și cu frica lui Dumnezeu în inimă, aruncă o privire părintească spre noi și zise: Iată, copii, școala și Sfânta Biserică, izvoarele mângâierii și ale fericirii sufletești. Folosiți-vă de ele și vă luminați și pre Domnul lăudați. Aceste vorbe, rostite din gură domnească, au brăzdat adânc inima norodului adunat acolo și fără întârziere școala s-a umplut de băieți doriți de învățătură, între care eram și eu, cel mai bun de hârjoană și slăvit de leneș. Leneș fără păreche mă făcusem, căci mama, după cât în minte avea, nu se îndura să mă mai trimit acum nici la o cofă de apă, numai să învăț carte și să mă fac popă ca părintele Isaia Duhu, profesorul nostru. Hei, bun mai era și părintele Duhu când se afla în toane bune. Dumnezeu să-l ierte. Pusă el băieți în rânduială, cum nu mai văzusem până atunci. Le cumpăra el vara din banii săi, cofii de zmeură și fel de fel de puricale de ne da să mâncăm și mai în toată sâmbăta ne încărca în o droagă de-a Mănăstirii Neamțului și ne ducea la stăriție să dăm examen dinaintea starețului Neonil, un bătrân oloc care ne sfătuia cu duhul blândeții să ne ținem de ceaslov și psaltirii, căci toate celelalte învățături, zicea el, sunt numai niște ereticii care mai mult amărăsc inima și tulbură sufletul omului. Da, fost a scris părintelui Duhu să nu asculte în tot sfaturile cuviosului stareț, ci să ne învețe și câte o leacă de aritmetică, de gramatică, de geografie și din toate câte ceva, după priceperea noastră. Odată, venim părintele Duhu supărat foc de la mănăstire, ne dete la regula de trei, tema următoare: dacă o para luată pe nedreptul îți mănâncă 100 drepte, apoi 6.000 de lei, leafa mea pe an, care mi-a oprit-o starețul Neonil pe nedreptul, câte parale drepte vor mânca de la Mănăstirea Neamțului? 24 de milioane de parale, cinstite părinte, sau 600.000 de lei? Răspunse unul dintre noi cu crida la tabelă. Ia să-mi facă Nică Oșlobanu încredințarea, zise părintele Duhu. Nică Oșlobanu, ca de obicei, să scoală în picioare cât mițime Leanu și să roagă de iertare spuind că îl doare capul. Și atunci, nu știu cum, îi cade un urs mare din sân și dea dura prin clasă. Nu de cei pe care joacă ursare, ci de mămăligă umplut cu brânză, rotund, prăjit pe jeratic și bun de pus drept inimă când ți-e foame. Băieții dau să-l prindă. Oșlobanul se aruncă în mijlocul lor să-și leie și să face o chirfosală și un râs în școală din pricina ursuceluia de poznă. Atunci, parcă îl văd cum s-a pleznit părintele Duhu cu palma peste frunte, zicând cu un oftat adânc: Ehe, pe semne, păcatele mele cele mari și grele m-au aruncat și aici să învăț niște țopârlan sălbatici. Mai fericit erai de 1000 de ori să pași porci la cogeasca veche Isaie decât să mai fi ajuns și zilele acestea. Iar tu, moglanule de Oșlobeanu, care te robești pânteciului și nu-ți dai câtuși de puțin o steneală minții, te-ai face popă ca tatu când s-or pusnicit toți bivolii din Mănăstirea Neamțului. Oșlobeanu, prost, dar să nu-l atingă cineva cu câte negru sub unghie, că și-a zvârle țărna după cap ca buhaio. Cum se duce sara acasă și spune tătănițu ce a zis părintele Isaia?
Și apoi las pe Popa Nicolae Oșlobanu, căci el nu prea știe multe. Slujește câte 3 liturghii pe zi și pomenește la hurtă. Pe monah și iermonah, pe stare, pe mitropoliți și pe soțiile și copiilor de le merge colbu. Într-o dimineață n-are ce lucra părintele Duh. E pe Teofan, alt călugăr de la spital, și se duc împreună la biserica Sfântului Lazar de sub dealul cetății. Și cum intră în biserică, începe a căuta pricină părintului Oșlobanu, care slujea că nu se ține de tipic. Tipic? Baite, fățarnice! Ia să vă dau eu tipic, zise părintele Oșlobanu, lăsând sfintele încolo. Ne-ați luat cu șmichirie pe marele mucenic Dimitrie, izvorătorul din mir, și ne-ați dat în locul acestui sfânt vestit pe Lazar, un jidov tremțuros care tot moare și iar învie și învie și iar moare, de nu mai știe nimeni din numele lui? Acesta e hram? Și după ce ne-ați calicit luându-ne moșia și închizându-ne biserica cu zid, închideți acum în ciuda și poarta spitalului? Ba, până și clopotele ni le-au oprit de tras cânierii ceia de doctor, tot din pricina voastră, din ei s-au împrăștiat poporânii, nici chioară de babă nu mai dă pe la biserică. Și încă una, de 60 și mai bine de ani de când slujesc preoția, voi aveți să mă învățați de picul pui din apârcă ce sunteți. Ia stați o leacă, că vă scoate o gârgă unii din cap. Și zvârr! Cu pravila cea mare după călugări. Apoi, umflând un sfeșnic zdravân de alamă după dânșii, să-i afurisească. Și na, părintele Duhu și Teofan și-au prăpădit papuci fugind mai mult pe brânci decât în picioare, chiar după tipic. A doua zi, Nicu Oșlobanu ca mai ba să deie pe la școală. Dar nici părintele Duhu pe la biserica Sfântului Lazar, că l-ar fi pironit părintele Oșlobanu pe cruce și l-ar fi pus în podul bisericii spre păstrare cu parte din icoanele rămase aici la cetatea Neamțului. Și mi se pare că avea mare dreptate bietul bătrân, căci în locul bisericii Sfântului Lazar pusese altă biserică de lemn, al cărei hram era Sfântul Dimitrie, făcută și înzestrată cu moșie de Vasile Lupu Voivod, ca și cea de la noi din Humulești. Însă mănăstirea Neamțului, bună mehenghe, când a făcut spitalul din Târgu Neamțului, face și biserica Sfântului Dumitru de piatră. Îi schimbă hramul, numind-o Sfântul Lazar, o închide cu zid în cuprinsul spitalului și hramul Sfântului Dumitru l-a pus la paraclisul de la spital. Iar moșia preoților a păpat-o ca și pe moșia Humulești. Și de aici, supărarea părintului Oșlobanu ajunsese la culme. Să nu vadă sămânță de călugări pe la biserica lui, că-i potopește. Ca prin urechile acului de n-a făcut mucenic pe părintele Duhu în locul Sfântului Dumitru, izvorătorul de mir. E, peste câteva zile după asta, auzim că Nicu Oșlobanu s-a dus să învețe la școala catehetică din Folticeni. Vorbă să fie. Vărmei om Ogorocea, Gâtlan, Trăsnea și alți cunoscuți de-ai mei se dusese tot acolo mai de mult. Bineînțeles, pe socoteala pungii părinților lor. Și eu, rămâind fără tovarăși de ispravă și mai dându-mi și părintele să iau un pui de bate, așa din senin, cihăiam pe mama să se puie pe lângă tata, că doar m-a dat și pe mine la catehetă, măcar că eram un ghibirdic și jumătate. Galbeni, stupi, oi, cai, boi și alte bagateluri de-al de-astea, prefăcute în parale, trebuia să ducă dascăle poclon catehetului de la fabrica de pop din Folticeni. Și apoi, lasă-te în cont a sfinției sale că te scoate poponeț, ca din cutie. Pentru mine însă, numai 2 merțe de ors și 2 de ovăz a dat cui se cuvine de am fost primit în Folticeni, căci școala era numai de mântuială, boie să iasă. Ajungând acolo toamna târziu, m-am așezat în gazdă la Pavel, ciubotarul din ulița Rădășeni, unde erau și ceilalți tovarăși ai mei. Catehetul, care făcea ziua noapte și noaptea zi, jucând stos, rar venea pe la școală. Noi, dacă vedeam așa, ne duceam și mai rar. Dar nebunii știu că făceam de ajuns. Pavel era holtei și casa lui destul de încăpătoare. Lăiți și paturi de jur împrejur, lângă soba altul, și toate erau prinse. Iar gazda, robotind zi și noapte, se proslăvea pe cuptor între șanuri, calupuri, astrăgaciu, bedreac, dichiciu și alte custuri tăioase,
mușchi, piedică, hască, clin, ace, sule, clește, pilă, ciocan, ghinț, piele, ață, hârbu cu călăcan, clei și tot ce trebuie unui ciobotar. Cu noi ședea și Bodrângă, un moșneac fără căpătâi, însă de tot hază. Pentru puțină mâncare și câte o leacă de pașcă de cea de trei oca la para, slujea toată casa. Tăia lemne, ațâța focul, aducea apă, mătura, ne spunea la povești nopți întregi, șezând cu nasul în tăciuni și ne cânta și din fluier. Doina care te umple de fiori, Corăbiasca, Măriuța, Horodinca, Alivencile, Țiitura, ca la ușa cortului, Hore și alte cântece sculățele ca acestea, dijucam până ceasul dau podelele și ne sărea talpele de la ciubote cu călcâie cu tot. Că doar acum o dădusem și eu pe ciubote. Și din pricina lui Pepelea de Moș Bodrângă, Pavel mai nu le putea dovedi din cârpit. Ba și el uneori sărindu-și din minți, își rupea ciubotele ferpeniță jucând împreună cu noi. Odată venise lui Oșloban urându-se să cumpere lemne. Și așa, cu toată cârpănoșia lui, iese cânește în median, aproape de gazda noastră, și găsește un țăran de la Sasca, parimisii ori de la Baia, cu un car încărcat cu lodbe de fac. Cât cer pe car, badi? Zice Oșlobanul, căreia nu era a cumpăra lemne, cum numi mie acum mă face popă. Trei husăși, dascăle. Ce spui, bădișorule, pentru un braz de lemne? Dacă le duc în spate pe toate odată până acasă. Dacă le duce, ți le dau degeaba. Zău, nu șuguiești bade? Nici o șagă, dascăle. Să vedem cum le duce și halal să-ți fie. Oșlobanul ia atunci lemnele din carul omului, câte unu-unu, și le razmă în picioare, lângă brațe. După aceea descinge brâul de pe lângă sine și le împrejură, legându-le frumușel, să nu se hrențuiască. Apoi, săltându-le și apucându-le cam a nevoie, le umflă în spate și la gazdă cu dânsele. Un băietan nebunatic de alăturea, văzând asta, zise cu glas mare: „Dascăle, trascăle, behehe, dracu să te ie!” Iar țăranul, făcându-și cruce, a rămas cu gura căscată fără să bleștească un cuvânt. Acum nu vă mai spun cât era de încărcat carul cu lemne, care la așa loc ținea pe vremea aceea 7,5 lei, și cât era de mare și de tare Nicu Oșlobanu și azi vreo 60 ca dânsul, între care mulți, lăsându-și nevestele câte cu 2-3 copii acasă în creierii munților, veniți la Folticeni să se pricopsească de învățătură. Și apoi carte se învăța acolo, nu glumă. Unii cântau la psaltichii cu alea cu Ifos: „Eso anoligon petaști două chendimi homoili”, până ce răgușeau ca măgare. Alții, dintr-o răsuflare, spuneau cu ochii închiși cele 7 taine din Catehisul cel Mare. Gâtlan se certa și prin somn cu Urieșul Goliat. Mustecioșul Davidică de la Fărcașa, până tipărea o mămăligă, mântuia de spus pe de rost, repede și fără greș, toată istoria Vechiului Testament de Filaret Scriban, împărțită în perioade. Și pronumele conjunctive de dativ și acuzativ din gramatica lui Măcărescu: „Meție, nevele, meteilo, neveile, metelio, neveile, meție, nevele, e”. Ce-a fi aceea, ducă-te pe pustii. Unia dondăneau ca nebune până-i apuca amețeala. Alții o duceau numai într-un muget, cetind până le pierea vederea. La unea le umbla buzele parcă erau cuprinși de pedepsie. Cei mai mulți umblau bezmetici și stăteau pe gânduri, văzând cum își pierd vremea, și nu mai oftau din greu, știind cât nevoie așteaptă acasă. Și turbare de cap și frântură din limbă ca la acești nefericiți dascăl nu mi s-a mai dat a vedea. Cumplit meșteșug de tâmpenii, Doamne ferește! De-a mai mare dragul să fi privit pe Davidică, flăcău de munte, cu barba în furculiță și favorite frumoase, cu pletele crețe și negre ca pana corbului, cu fruntea lată și senină, cu sprâncenele tufoase, cu ochii mari, negri ca murele și scântâietori ca fulgerul, cu obraje rumeni ca doi bujori, înalt la stat, lat în spete,
subțire la mijloc, mlădios ca un mesteacăn, ușor ca o căprioară și rușinos ca o fată mare. Dumnezeu să-l ierte, că n-a avut parte să se preoțească. A murit sărmanul înainte de vreme, înnecat cu pronumele conjunctive, peritul ar fi numele să le piară ca o mâncat juvaier de flăcău. Umbrească și alte drăcării ce-i trăzneau prin cap. Nebun era el să-și piardă viața din pricina lui miții neviile, meteile, neveile, ca Davidic. Eu, ca și Mirăuță, nu mă prea osteneam până într-atâta să mor învățând. Că doar nu-mi plângeau copiii acasă, nici dădusem catehetului cel poculon mare până pe acolo. Peste două merți, mai bună minte avea Mirăuță din Grumăzeș, care umbla trelale la Amputerea Iernii pe la tărăbile jidovești, întrebând ba teacă de cosor, ba căpestri de purici, ba cuie de la corabia lui Noie, ba frați și căpșuni pentru cineva care porniți într-adaus, ba cânta, nu mi-e ciudă pe gândac că a mâncat frunza de fac, dar mi-e ciudă pe omidă că a mâncat frunza de crudă, nu o lăsa să o drăslească, voinice să se umbrească. Și alte drăcării ce-i trăzneau prin cap. Nebun era el să-și piardă viața din pricina lui Miții, Nevili, Meteălo, Neveile, ca Davidic. Eu, ca și Mirăuță, nu mă prea osteneam până într-atâta să mor învățând. Că doar nu-mi plângeau copiii acasă, nici dădusem catehetului cel poclon mare până pe acolo. Pentru două merți de ors și două de ovăz, nu era să las copii la popii de la folticene vechi nemângâiat. Afară de aceasta, când mă uitam în oglindă, barbă și mustețe ca în palmă. Și doar le șepâleam eu într-o privire și le ungeam în toată sara cu său amestecat cu muc de lumânare și alună arsă. Da, degeaba muncă. Și apoi, intrat în asemenea școală, mai numai barba și punga batopustia te făcea să calci apopă. Dar păi, lui Trăsnea săracul, ce pățea sufletul cu gramatica? Odată îmi zise el plin de mâhnire: Ștefănescule, căci așa mă numeam eu la folticeni, astăzi nu mai mergem la școală, că nu știu tabla și vreau să învăț pe mâine la gramatică. Mă rog ție, hai cu mine la câmp spre folticenii vechi, vom învăța împreună sau câte unul. Eu la gramatică și tu la ce-i vrea. Apoi mi-i asculta să vedem, nu s-a prinde și de capul meu ceva? Las că nici la celelalte nu mă prea pot învăța cu slova asta nouă care a ieșit. Însă afurisita de gramatică îmi scoate perial. Trăzniu ar fi să o trăznească. Parcă ai ce face cu dânsa la biserică? Da, dacă se cere. Am să o iau și eu din capăt și poate cu tine care ai trecut pe la Părintele Duhul să mă pot desluși. Fiindcă la folticenii vechi era ceva mângâiere pentru mine, mă potrivesc lui Trăsnea și ne ducem împreună. Și era un ger uscat prin luna lui noiembrie și bătea un vântișor subțire în ziua aceea, desfrigea obrazul. Cum ajungem la câmp, Trăsnea se tologește pe un hat și începe la gramatică din capăt. Întrebarea și răspunsul întâi. Întrebare. Ce este gramatica română? Răspuns. Gramatica română este arta ce ne învață a vorbi și a scrie o limbă corectă. Iar în altă ediție, gramatica este o învățătură ce ne arată modul de a vorbi și de a scrie bine într-o limbă. Asta e asta. Din ceaslop și psaltire și acelea bălmujite rău ca vai de ele, să treci la gramatică. Și încă ce gramatică? Nu ca aceste de acum. Pozdere de gramatici, unele raționate, altele dezvoltate și tixite de complimente, care trebuie spus fără compliment, îți explică până ce nu se mai înțelege nimică. Adică făcute anume pentru copii, de se joacă cu dânsele de ușoare ce sunt. Însă ce folos? Peste Trăsnea n-a dat asemenea noroc să umbli într-alea. El, păcătosul, uitați-vă ce fel de gramatică trebuie să înveți. Artea corect într-o limbă.
Silabă numim un sunet de plin, simplu sau compus cu una din consune sau și cu mai multe consune, care însă să se pronunțe cu o scoatere de voace. Iar în altă ediție, prin silabă înțelegem rostitura unei părți de cuvânt. De acum drege-ți vocea și descurcă-te, mătrăsne, dacă poți. Iar la a treia pagină, îndată altă năzbâtie. Întrebare. Câte părți are gramatica română? Răspuns. Gramatica română are 4 părți. Care sunt? 1. Etimologia. 2. Sintaxa. 3. Ortografia. Și 4. Prozodia. Întrebare. Ce ne învață fiecare din părțile acestea? Răspuns. 1. Etimologia ne învață a cunoaște părțile vorbei, adică analizul gramatical. 2. Sintaxa ne învață a lega părțile vorbei după firea limbii noastre, adică sintezul gramatical. 3. Ortografia ne învață a scrie bine, adică după regulile gramatice. 4. Prozodia ne învață a accentua silabele și a le rosti după firea cuvintelor și scopul ce-l avem în vorbire. Apoi, meție, nevele, meteălo, neveile și alte iznoagă hăzoase ca acestea. Mai punem la socoteală că și trăsnea era înaintat în vârstă, bucher de frunte și tâmp în felul său. Că profesorul care și el se mira cum a ajuns profesor, zicea, luați de aici până aici, cum mi se pare că se mai face pe unele locuri și astăzi. Și poate că nu veți aduce bănat nici grămăticului, nici profesorului, nici lui Trăsnea, ci întâmplări care a făcut pe oameni așa cum sunt, ori cuțit de oțel, ori de tinichea. Și apoi, gândiți că Trăsnea citea întrebarea și răspunsul fiecare pe rând, rar și lămurit, ca să se poată înțelege ceva? Nu așa, necredincioșilor, și iată cum. Ce este gramatica română? Este, ce este? Este, arată, nu arată. Artea ce ne învață, ce ne învață? Tu, dracul, nu arată. Artea ce ne învață, ce este. Și tot așa, domn Dănin, foarte repede, bâlbâit și fără pic de cugetare, până la a scrie într-o limbă corect, rar ajungea sărmanul. Și după ce turba de cap hăt bine, mă striga să-l ascult că știe. Luam eu cartea din mâna lui și îl întrebam, ce este gramatica, mai trăsne? Iar el, închizând ochii, răspundea iute și mormăit, cum cer calice la pot. Ce este gramatica română? Este, ce este? Este, și celelalte după obicei, schimonosind cuvintele și îndrugându-le fără nicio noimă, dezvenea să-i plângi de milă. Nu așa, mă, trăsne. Dar cum? Nu mai zice română și spune numai răspunsul. Ce ai cu întrebarea? Și se și opintea el într-o privire să răspundă bine, dar degeaba. Se încurca și mai rău, începea ofta și-i venea să-și spargă capul. Mai lasă-mă o leacă, zicea el necăjit. Și când o-i striga, să vii iar, să mă asculți. Și din noi știi nici atunci, apoi dracu să mă iei. Da, gramatica, să zicem că nu o înțeleg. Și să lăsăm la o parte. Artea, asemenea. Corect, tiji. Da, păi, româna este ce ne învață a vorbi și a scrie bine într-o limbă, parcă-s cuvinte românești, ce naiba. Numai și aici trebuie să fie ceva. A vorbi și a scrie bine într-o limbă. Păi, îndrăcit lucru. Cum să scrii într-o limbă? Poate cu limba mai știi păcatul. Pe semne că noi, cum s-ar prinde, lască de scris talpa gâște. Da, apoi și de vorbit păcatele noastre. Se vede că vorbim pogan și rău de tot. Nu românește, ci țărănește. Oh, Doamne, Doamne, învățat mai trebuie să fie și acel care face gramatici. Însă și în gramatică stau eu și văd că masa tot masă, casa tot casă și bou tot bou, să zice, cum le știu eu de la mama.
poate celelalte băzdăgăni, rostitură, artea, corect, pronunțe, analizu, sintezu, prozodia, ortografia, sintaxa, etimologia, concrete, abstracte, conjunctive, meții, nevei, meteilo, neveile și altele de seama acestora să nu fie mai românești. Și noi, prostimea, habar n-avem de dânsele. Noroc mare că nu ne pune să le cântăm, că ar fi și mai rău de capul nostru, cel hodorogit. Ei, decât săran, mai bine să mor. Hai, hai du-te, Ștefănescule, că mă apuc de învățat. Și, lăsându-l, m-am dus și eu în ciudă la fata Popii, am găsit o singură singurică și m-am jucat cu dânsa anticnă până în desară. Căci mamă n-avea și tasul ca popa, umbla după căpătat. Apoi m-am întors la câmp cu zgărdița de la gâtul copilii, cu o năframă cu sută frumos, cu flori de mătase și cu sânul plin de mere domnești. Și când colo, zărghitul de trăsnea dormea pe hat, cu gramatica sub nas și abar n-avea de frig. Sărace, sărace, nu ești nici de zama ouălor. Decât așa, mai bine te făcea măta un mânz și te mâncau lupii, zic eu în mine. Hei, trăsnea, bă, scoală! Știi tabla? Sare el de jos, îl ascult, clei. Haide-mă acasă, bă, trăsne, că m-a răzbit foamea și frigul și mor de urât aici pe câmp. Da, că și eu, da, că se dracule de gramatică, mi s-a năcrit sufletul de dânsa. Și osebit de asta, nici nu mi-e bine. Un fel de lene amestecată cu slăbiciune, mă, trăsni, nu-i așa? Ba chiar ai nimerit. Un fel de leșin la inimă amestecat cu un tinsor sau cam așa ceva. Poate fi orele gramatice, zic eu. Mai știi păcatul? Poate că și aceea să fie, zise trăsnea. Că-și dracu s-o iei. Cum pui mâna pe dânsa, îndată-ți vine somn. Flecuștețe de acestea nu se potrivesc cu rânduia la biserice. S-o mântuiesc vorba. Osmoglasnicul este ce este. Vorba tate. Condacul umple sacul și treparul hambarul, bă băiete. Ce umblăm noi chinuindu-ne cu gramatica, Ștefănescule? Haide! Și ne întoarcem noi la gazdă pe la Sfințitul Soarelui, mâncăm ce mâncăm și apoi rugăm pe Moș Bodrângă să ne cânte. Și unde nu se adună o mulțime de dăscălimi la noi, căci aici era staniștea lor. Și ne întârtăm la joc, știi, colea, ca la vârsta aceea, de nisimțire când a trecut noaptea. Și așa am scăpat și eu de urât și trăsnea de bolborosit prin somn. Ce este gramatica română? Este? Ce este? Ca alte dăți. Însă veselia nu s-a încheiat numai cu atâta. Alta și mai și s-a început din capăt. N-apucase Moș Bodrângă a lua bine fluierul de la gură și ia ca ne trezim cu popa buligă ce ziceau și ciucălău din ulița Buciumeni, tămâiet și-a ghezmuit gata dezi dimineață. Dumnezeu să-l iepure! Și cum ne binecuvântează după obiceiul său cu amândouă mâinile, ca vlădice, ne și rage cât un ibrișin pe la nas despre fata popii de la Folticenii vechi. Bacă-i fată cu minte, bacă-i bună de preoteasă, bacă ar fi potrivită cu mine, bacă are să-mi o lege tasul de gât și câte ponosuri și tâlcuri de-a lui popa bulicul cel buclicaș, până a început gâtlana a lua cu măgulele zicând: ia lasă, lasă, cinstite părinte, nu mai umbla și sfinția ta cu scornituri de aceste chiar în ziua de lăsatul secului. Mai cântăm caltea Moș Bodrângă un răstimp, să ne veselim de ajuns, că părintele a fi bun și ne-a ierta. Moș Bodrângă, de cuvânt, iar începe a cânta și la joc, băieți. Popa buligă, deși era bătrân, dacă vede când-i treaba de așa, unde nu-și pune poalea antereului în brâu, zicând: din partea mea tot chef și voie bună să vă dea Domnul, fiilor, cât a fi și străi. Apoi zvârle pot capul deoparte și la joc, dea valma cu noi, de pălălăiau pletele.
Și tragem un ropă, și două, și trei, de era cât pice să scoatem sufletul din popă. Și așa l-am vlăguit, de era cu lehamite din noi. Dar vorba aceea, dacă te-ai băgat în joc, trebuie să joci. De la o vreme, văzând bietul popă că s-a pus în cârcul nebunii, începe să o întoarcă la șurub. Mă așteaptă niște fii de duhovnicie, dragii mei, și trebuie să mă duc mort cop, căci acesta mi-i plugul. Pavel, gazda noastră, și pune atunci un talger de uscături și o garapă cu vin dinaintea părintelui Buliga, zicând: ia poftim, ia poftim, cinstite părinte, deslua din masa noastră o leacă de gustare și un pahar două de vin și apoi vă-ți duce dacă spuneți că aveți așa de mare grabă. Sfinția sa, nemaipuindu-se de pricină, încrucișează mâinile după obicei, își drege glasul și spune cu smerenie: binecuvântează, Doamne, mâncarea și băuturica robilor tăi, amin. După aceea ridic un pahar zicând: mă închin, băieți, la fața voastră cu sănătate ca la un codru verde. Când ne-o fi mai rău, tot așa să ne fie. Și dă paharul de dușcă. Apoi încă vreo două, trei și peste acele alte câteva. După aceea ne binecuvântează iar cu amândouă mâinile zicând: ei, băieți, de acum liniștiți-vă. Și apoi ne lasă în pace și-și caută de drum. Însă noi, vorba aceea, nici toate ale doctorului, nici toate ale duhovnicului. De ce petreci, de ce ai mai petrece? Cam pinserate, ni luăm târâș cu Moș Bodrângă cu tot și ne băgăm într-o cinstită crâșmă la fata vornicului de la Rădășeni, unde mai multă lume se aduna de dragostea crâșmăriței decât de dorul vinului, căci era și frumoasă batohazul să o bată. Și apoi, măritată de curând după un văduvoi bătrân și un lamă mamă, cum e mai bine de tras la om în gardă. Crâșmărița, cum ne-a văzut pe loc, ne-a sărit înainte și ne-a dus deoparte într-o odaie mare cu obloane la ferești și podită pe jos, unde eram numai noi îndenoi și crâșmărița, când poftea, ca la casa ei. Într-un colț al odăii, câteva merți de fasole, în altul sămânță de cânepă, în al treilea o movilă de mere domnești și peri de rădășeni, din alea care trăiesc până pe după Paște, în al patrulea mazăre și bob despărțită prin o scândură lată, iar alături niște bostan turcești, într-o putină peri uscate și dulci ca smochinile, mai încolo un teanc de chite boite fel de fel pentru scoarțe și lăicere, apoi câlți, buci și alte lucruri zăhâite prin cele poli și colțare ca la casa unui gospodar fruntaș de pe vremea aceea. Și cum ne aflam noi în această binecuvântată casă, crâșmărița iute a lăsat obloanele în jos, a aprins lumânarea și cât ai bate din palme, ni s-o și înfățoșat cu o cană mare de lut, plină cu vin de odobești. Și turnând prin pahare, săreau stropi de vin de o școapă în sus, de tare ce era. Gâtlan, bun mehenghiu, ia un pahar și îl întinde gazdei zicând: ia poftim puiculiță, de cinstește dumneata întâi, să vedem, poate că ai pus ceva în trânsul. Crâșmărița cea frumoasă luând paharul se închină la toți, cu sănătate, râzându-i ochii, și după ce gustă puțin, se roagă să n-o zăbovin, că mai are și alți mușterii și bărbatul nu poate dovedi singur. Da, ți-ai găsit. Noi, ațiindu-i calea, o pofteam cu stăruință să cinstească de la fiecare. Și ea tot ar fi stat mai mult cu noi, dacă n-am fi alungat-o prostește, mulțumindu-i câte cu o sărutare plină de foc. Așa e tineritul ăsta, bată-l să bată, zise Moș Bodrângă, șezând cu cuiet pe niște buci și molfăind la pere uscate. Aveți dreptate, băi, acu vii vremea. Și cum zici, moșule? Răspunse crâșmărița, intrând atunci pe ușă cu o strachină de plăcini de fierbinți, cu o găină friptă și puindu-le pe masă dinaintea noastră. Și zău, mare pomană și-a făcut, căci eram flămânți ca niște lupi. După ce mântuim de băut cana aceea, ne se aduce alta, pentru care mulțumim crâșmărița tot cu sărutări.
până ce se făcea că se mânie și iar fugea dintre noi. Mai pe urmă, iar venea și iar fugea, căci cam așa se vinde vinul pe unde se vinde. Ori, mai știi păcatul. Poate că nici Crâșmăriți nu era tocmai urât asta între noi, de ne cerca așa des. La urma urmelor, unde nu-i dă și trăsnea cel uricios un pupoi fără veste? Căci la deceste mai tot prostul să pricepi. Și atunci, Crâșmărița cea frumoasă, curat că s-o mâniet. Da, ce să-i facem? Vorba aceea, în care cămea și s-o mâniet, între aceea s-o desmâne. Că altfel n-ai cum s-o ghibăcești. De la o vreme, prinzând moș bodrângă la inimă, să nu înceapă a cânta din fluier o corăbească de cele frământate în loc, noi, atunci, să nu ne întărtăm la joc? Și așa o fierbeam de tare, de nu ne ajungea casa. Și dăm chiorâși prin fasole, prin mazăre și bob, și sămânța de cânepă să face oloi, pârâind sub talpile noastre. Cam pe după miezul nopții, văzând că moș bodrângă ne-a părăsit, începem și noi a ne strecura câte unu-unu spre gazdă. Eu cu sânul încărcat de peri uscate și cu un bostan mare ce mi l-a dat Crâșmărița, căci pe cât era de frumoasă, pe atât era și de darnică mititica. Și când ajung la gazdă, ce să vezi? Mai fiecare tovarăș al meu furluase câte ceva. Unul mere domnești, altul peri de rădășeni, moș bodrângă pașlise o grămadă de buci pentru a țățat focul și trăsnea sămânță de cânepă. Iar oșlobanul, cu ciubotele dintr-o vacă și cu talpele din alta, vind mai în urma tuturor, numai cel vedem că se pune cu creștetul pe pat și cu talpele în grindă, așa încălțat și îmbrăcat cum era, și ce să-ți mai vadă ochii? Să nu spun minciuni, dar peste o dimelie de fasole i-o curs atunci din turece, pe care de obicei le purta suflecate, iar atunci le desuflecați anume pentru trebușoara asta. Numai vărul meu Ion Mogorogea, fecior de gospodar cinstit, nu luase niciun capă de ață. Iar Zaharia Rugătlan se mulțumise cu un sărutat din partea frumoase Crâșmărițe. Mare mângâiere pentru un băiat străin în ziua de lăsată secole. Și ia acum înțeleg eu că Gâtlan, cărui zicea la școală Zaharia Simionescu, a fost mai cu minte decât noi toți. Căci el din cele aduse de noi s-a folosit, iar noi din fericirea lui, pace. He-he, toate bune și frumoase la vremea lor. Dar de acum trebuie să ne mai punem și câte pe o leacă de carte, căci mâine poi mâine vine vacanța de Crăciun și noi stricăm pâinea părinților degeaba. Nimic fără cheltuială și banii nu se iau din drum. Unul cu altul la un loc aveam acum la începutul postului vreo 4-5 ulcioare de oloi, 3-4 saci de făină, câteva ocade de pește sărat, perji uscate, fasole, mazuri, bob, sare și lemne pentru câteva săptămâni. Căci stam la masă toți împreună, făcând mâncare cu rândul, fiecare dintr-al său pentru o zi. Însă oșlobanul, care mânca cât 17, ne cam pusese pe gânduri. Tasu, popa Nicolae, nu-i vorba, avea de unde să-i trimită, dar ce e în mână nu-i minciună. Multe sunt de făcut și puține de vorbit, dacă ai cu cine te înțelege. Mă sfătuiesc eu într-o zi cu Gâtlan că aici ar trebui ceva de făcut să putem scăpa de câțiva mâncăi, căci tovărășia nu ne se părea dreaptă. Și găsim un mijloc, nu se poate mai nimerit. Noaptea când vor adormi toți, să punem poștă la talpele cui vom socoti noi. Mai ales că vreo câțiva adormeau duș, cum începea moș bodrângă a spune la povești. Și după ce am pus la cale unele ca aceste, pândim când erau ceilalți duși de acasă și ne apucăm de făcut poște, ca să avem pe mai multă vreme. Câteva pături de hârtie lipite una peste alta, cu său de lumânare topit pe lângă foc, pus încet la talpe când doarme omul greu și aprinse cu un chibrit, mai sfânt lucru, nici că se poate. Și fiindcă pe oșlobanul toți aveau ciudă mai mare, lui i-am făcut pocinog întâi. Și când l-a ajuns arsura la os,
a sărit din somn răcnind ca un taur și nu-și găsea loc prin casă de usturime. Dar ne aflând care e vinovatul și ne bizuindu-se în puterea se bate cu toți, se puse la făcut metane și ne blăstăma de curgea foc din gură. Noi însă, cu toate blăstemele lui, mai puindu-i în alte nopți câteva poște și făcându-se talpele numai o rană, a fost nevoie să-și ia tălpășița spre Humulești, lehămețindu-se de popie și lăsând toate merindele sale în stăpânirea noastră. Îndată după asta, Gâtlan scrie lui Osloban: iubite oslobene, mă închin cu sănătate de la golătate de spoieții din urmă. De n-aveți ce mânca acolo, poftim la noi, să postim cu toții. Al tău voitor de bine, Zaharia, mare capitan de poște. Peste vreo câteva zile, am mai tăiat gustul de popii uneia care venise în gază la noi din proaspăt. Nica lui Constantin Acosmi din Humulești se dusese și el cu talpele beșicate pe urma lui Oșlobanu. Și cu atât mai bine, că și tot își pierdeau vremea în zădar. Iar Trăsnea, fiind mai chilos și mai tare de cap, răbdă el cât răbdă și dacă vede că îl răzbim cu poștele, se mute la altă gazdă, luându-și partea de merinde. Și cu asta rânduială am rămas noi, acum numai trei la Pavel Ciubotaru. Eu, Gâtlan, vărmeu Ioan Poreclim Mogorogea și Moș Bodrâncă pe deasupra. Vărmeu, care văzuse de patima celorlalți, luase obicei în toată seara, la culcare, a scoase mânecele contășului și vânându-și picioarele întrânsele, dormea fără grijă. Vorba aceea, paza bună trece primejdearea. He, aproape de Crăciun, Pavel făcu o pereche de ciubote de iuft vărului meu Ioan, cu care era prieten unghie și carne. Doi cusari plătise mogorogea lui Pavel pentru ciubote, dar cei drept făcea paralele acele, că-și pusese piele bună, talpă de fund și erau cusute de tocmală. Numai scârț uitase Pavel să-i pui. Și pentru asta rău i s-a stricat inima lui mogorogea. Noroc mare că era o iarnă geroasă și omătul ajuta la scârțit. În vacanție ne duceam acasă. Și apoi vorba țiganului cu Crăciunul sătulul. Costiți de porc afumat, chiște și buft umplut, trandafiri usturoiași și slănină de cea subțire făcută de cas, tăiete la un loc, fripte bine în tigaie și cu mămăleguță caldă, să duc unse pe gât. Mai face el țăranul și alte feluri de mâncări gustoase, când are din ce le face. Și, mulțumită Domnului, părinții noștri aveau de unde, că sărăcia nu s-o oploșise încă la ușa lor, pe când știu eu. Și, ca să nu-mi uit cuvântul, petreceam noi sărbătorile frumos la părinți la Humulești și după bobotează ne întorceam iar în Folticeni la Pavel, gazda noastră. Pe la școală mai dam noi așa câteodată de formă, dar la drept vorbind nici n-aveam ce căuta, căci buchea poate să o învețe și acasă cine vrea, iar cine nu, ferice de dânsul. Și eu unul eram dintre acei fericiți. Când e vorba de credință, ce-ți mai trebuie învățătură? De la Moș Bodrângă zic și eu că aveai ce învăța. Fluierul său te făcea să joci fără să vrei și poveștile lui nu-ți dau vreme de dormit. Afară de asta, mai aveam noi cu cine trece vremea când voiam. Țâncușa, Tăbăcăreasca sau Concina, ba alte ori noaptea ne puneam la taclale până se făcea ziua albă. Iar în sărbători, o luam hăbăuca prin cele sate pe unde știam că se fac ori. În Rădășeni, sat mare, frumos și bogat, am jucat la trei jocuri într-o singură zi. Unul de flăcăi tomnatici, la care venise fetele cele mai tinere. Altul de flăcăi tineri, la care venise fetele cele stătute. Iar al treilea de copilandre, la care venea cine poftea. Flăcăii abia se legănau în joc și hora se învârtea foarte încet. Fetele nu așteptau rugate ca pe aiurea, ci fiecare desprindea mâinile a doi flăcăi unde venea la socoteală, spunea bună ziua și urma jocul înainte.
vărul meu, fudulindu-se cu ciubotele cele nouă, juca numai lângă fata vornicului, soră cu crâșmărița cea frumoasă din Polticeni. Și Gâtlan, care juca lângă mine, îmi spuse la ureche: lasă că-i vede tu ce-am să-i fac eu lui Mogorocea. De a ticni ziua de as, păcat să-mi fie. Taci, bă, zic eu. Ce mai vorbește în bobote? Că s-o mânea omul și s-o duce și el acasă. Și apoi, ce mare pagubă. Vorba cea, dacă s-a dat baba jos din căruță, de-abia ia fi mai ușor iepi. Și jucăm înainte. Sara, ne întoarcem la gazdă și Mogorogea, băiat grijuliu, își curăță ciubotele frumos și le pune la uscat pe vatră deoparte, cum făcea totdeauna. A treia zi după asta, ciubotele vărmiu se rup hăbuc în toate părțile. Și el, supărat la culme, se leagă de Pavel ca să-i facă altele în locul acelora, ori să-i deie bani în dărăt, numai decât. Mi-ai pus piele coaptă, cârpaciule, zise Mogorocea înfuriat. Așa fel de prieten îmi ești? Haide, alegeți una din două, căci altfel dai cinstea pe rușine. Îți strântesc ciubotele de cap, auzit-o mai? Pavel, neștiindu-se vinovat, zise cu dispreț: ia ascultă, dascăle Mogoroge, nu te prea întrece cu vorba că nu-și rău de bine. Pici ne faci cârpaci. După ce ai purtat ciubotele atât amar de vreme, umblând toată ziua în podgheazuri și le-ai scrombăit pe la jocuri și prin toate corhanele și coclaule, acum ai vrea să-ți dau și bani înapoi, ori să-ți fac în loc altele nouă? Da, știi că ești ajuns de cap. Nu ți-i destul că m-ai amețit, puindu-ți fârloagile pe calup, trăgându-le la șan și ungându-le aici pe cuptor, la nasul meu, în toate diminețele? Ba, de câte ori mi-ai pus și poște la picioare? Și eu, ca omul cel bun, tot am tăcut și ți-am răbdat. Îmi pare rău că ești gros de obraz. Ei, las, că te-o șluji eu de acum, dacă ți-i vorba de așa. Ce spui, cărpaciule, zise vărul meu. Și tu mă mogorogești? Dar voi numai în ciubotele tale am stat eu, bicisnicule. Încă te obrăznicești? Acuși te otânji cu ceva de nu te-ai putea hrăni în toată viața. Pânci mi-o otânji, zise Pavel, eu acuși te cinătuiesc frumușel cu dichiciu, înțeles ai? Văzând noi că era cât pe ce să se încaiere la bătaie, ne punem la mijloc și îi împăcăm cu mare greu. Eu am să mai dei un irmilic lui Pavel, iar el să-i căputeze ciubotele și pace bună. Mai glumeau ei după aceasta cânii cânește, dar lui Mogorocea nu ieșea de la inima frontul ce îl făcuse Pavel. În săptămâna hârții, sau cârneleaga, Moș Vasile, vin la Foltician, între alte merinde, aduce feciorului său și trei purcei grijiți gata. Bine ai venit sănătos, tată, zise Ioan sărutându-i mâna. Așa-i că ne-ai nimerit? Bine v-am găsit sănătoși, bă băieți, răspunse Moș Vasile. Dar păi vorba aceea, nimeresc orbi Suceava și eu nu era să vă nimeresc? Apoi din vorbă în vorbă ne întreabă: eh, ce mai zice mecetul despre popia voastră? Are gând să vă deie drumul de grabă? Căci eu, drept să vă spun, m-am săturat de atâta zdruncen și cheltuială. Nu să zici mecet, ci catihet, tată, răspunse Ioan rușinat. Ei, Maria ta, parcă asta grijă am eu acum. Vorba aceea, nu-i tanda și manda, nu-i tei belei, ci belei tei, de curmei. Și ce mai atâta înconjur? Mecet, berechet, pleșcan, cum s-a fi chemând Ioane, știu că ne jupuiește bine, zise Moș Vasile. Și apoi, ci că popa e cu patru ochi. Ia mai bine rugați-vă cu toată inima Sfântului Hăraș Nicolae de la Humulești, doar vă ajuta să vă vedeți popi odată. Și apoi atunci a scăpat și voi deasupra nevoii. Bir n-aveți a da și havalele nu faceți, la mese ședeți în capul cinstei și mâncați tot plăcinte și găi înfripte, iar la unul vă plătește și din țăritul. Vorba aceea, picioare de cal, gură de lup, obraz de scoarță și pântici de apă să cer unui popor și nu-i mai trebuie altceva. Bine ar fi, Doamne, iartă-mă ca fețele bisericești să fie mai altfel. Da,
Veți fi auzit voi că popa are mână de luat, nu de dat. El mănâncă și de pe viu și de pe mort. Vedeți cât de bine trăiește mecetul fără să muncească din greu ca noi. Numai, da, darul se cinstește. Ioane, eu ți-am ochit un pot ca pic, zise Moș Vasile la pornire. Că atât de nu te lăsa pe tânjală, pune mâna pe afiștat. Mai răpide și vin acasă, căci Ioana lui Grigoraș Roșu de la noi așteaptă cu nerăbdare să-ți fie preoteasă. Ei, mai rămâneți cu sănătate, dască de Zaharie, și nepoate că eu m-am dus. Merge sănătos, Moș Vasile, zicem noi, petrecându-l până mai încolo. Și vă rugăm, spuneți părinților din partea noastră că ne aflăm bine și îi dorim. După ce se duce Moș Vasile, eu zic lui Ion cu binișorul. Vere, ia să frige mâna să sară un purcel de ceea că tare mi-i dor. Mogorogea, nătâng și zgârcit cum era, începe a striga la mine. Bă, ia ascultați! Eu nu-s nică oșlobanu să mă suciți cum vreți voi. Cu ce mă hrăniți, cu aceam să vă hrănesc. Nu vă dau nici o bucățică de purcel, măcar să crăpați. Iar de nu, cel ce zice, răspunde Gâtlan. Amin, bleștesc eu cu jumătate de gură. Și eu, manin, spuse Pavel de după sobă. Amin, neamin, ștergeți-vă pe bot despre purcel, zise Mogorogea cu ciudă. Înțelesați? Nu tot umblați după bunătăți. Mai mânca și răbdări prăjite, că nu va fi nimica. Ia lăsați-l încolo, mă, stai iar în gât picealul, mi-a zis Zaharia. E, și ne punem, dragă Doamne, la învățat. Însă fie vorba între noi. Nu ne era învățat cum nu-i câinelui alinge sare. În sobă arsese un foc strașnic. Îl învălisem și astupasem, căci era ger afară. Moș Bodrângă se încurcase nu știu pe unde în seara aceea și Pavel, neavând lucru ca alte dăți, se culcase de vreme. Iar Mogorocea, nădăjduindu-se în potcapicul lui tătânsu, adormise înaintea lui Pavel, cu picioarele mânicile contașului, după obicei, și horăia zdravă. Vorba aceea, lasă-mă să te las. Mai târziu, stângem și noi lumânarea și ne culcăm, însă nu puteam adormi gândindu-ne la purcel. Măi, Zaharie, nu mai ai tu vreo poștă de cele undeva? Zic eu încet. Nu, bre, răspunse Zaharia și mai încet. Și, Doamne, ce bine ar fi să trântim una lui Mogorocea. Da, până la poștă, până la nu știu ce, n-a cuțitașul meu, tai încetișor cu sutura de la mânica lui Mogorocea în dreptul unui talpi, dă-i o pâleală bună cu niște chibrituri de este care ar mocnit, și lasă, dacă nu eu mai tecni purcei. Numai că atât de nu te mocoșa atât. Adă cuțitașul încoace, zic eu. Și la toată întâmplarea, cred că nu mă vei da prin șperlă și nu-l vei lăsa să mă bată. Nici vorbă, nu mai rămâne, zise Zaharia. Dă-i pârleal înainte, fără grijă. Atunci îmi iau inima în dinți și fac tocmai așa cum fusesem povățuit de Gâtlani. Tai cu sutura încetișor și țin cât ții smocul de chibrituri aprinse la călcâiul lui Vărmiu, unde era pielea mai groasă, până ce-l răzbește focul. Și când răcnește odată cât ce poate, eu zvâr chibriturile de mână, țus în spatele lui Zaharia și începe mahorăi de parcă dormeam cine știe de când. Ion însă, împiedicat cu picioarele în mânecile contășului, căzuse alivanta la pământ, zvârcolindu-se ca șerpele și blestămându-ne cum îi venea la gură. Voi, o sândivar Dumnezeu să vă o sândească soiuri ticăloase ce sunteți! Nimeni n-are cap să se odihnească în casa asta de rău vostru! Cine oare mi-a făcut șotea? Pe Zaharia și Nică l-aud horăind și nu cred să fi îndrăzit. Numai că hoțomanul de Pavel mi-a făcut-o, belar tăune să-l beie când i-o fi somnul mai dulce. Și încă se preface că doarme ticălosă. Ia să-l învăț eu, aș mai bate altă dată joc de om. Și repede ia cu cleștele un cărbune aprins din vatră și cu dânsul pe cuptor, la pauă. Și cum dormea sărmanul cu fața în sus, îi pune cărbunele pe pieptul gol zicând: na, satură de făcut șagă cu mine, cârpaciule.
Atunci s-aud un răhnit spăimântător și odată cu răhnitul, Pavel izbind cu picioarele în sobă, o și dărâmă la pământ. Și în buimăceala aceea, trezindu-se cu Ion față în față, unde nu se încinge între dânși o bătaie crâncenă. Și apoi stă de-i privește, dacă te rabdă inima. Stai, Zaharia, că se face moarte de om în casa asta și noi n-avem să dăm seamă, zic eu tremurând ca varga de frică. Hovă, hovă, ce vă este? Zise Zaharia, sărind ca un vultur între dânșii. Casă de oameni de treabă se cheamă asta. Iar eu, amandea pe ușa afară, plângând și încep a răhni cât îmi lua gura, strigând megeșe. Oamenii săriră buimaci care din cotro, crezând că e foc, ori ne taie cătanele, Doamne ferește, că era o știre nemțească în politicieni pe vremea aceea. E, după ce se mântuie clăcușoara asta, lumea ne lasă încât ne-o găsit și se împrăștie huiduindu-ne. Să fi văzut ce blestemăție și gălămoț era în casă. Fereștile sparte, soba dărâmată, smocuri de păr smulți din cap, sânge pe jos, Pavel cu pieptul arț și Ion cu călcâiul fript ședeau la o parte gâfâind. Eu cu Zaharia de alta, mirându-ne de cele întâmplate. Iar nevinovații purcei, fiind spânzurați în timp de la răceală, nu se știe ce s-a făcut. Zaharia de la o vreme, voind a curma tăcerea, zise: cântele de acum, Ioane, ce fără prihan, aleluia, și nu mai târzi atâta după dânsii. Se vede că așa le-a fost scris, mititeie. Ia numai clămpăni și tu din gură, bă, răspunse Ion plin de năduh. Asta o strigă ta asupra lor și ia că vi s-a făcut pe voi. E, în vorbile acestea, vin și moș Bodrângă chiurluit, începe a-și face cruce de la ușă. Ei, moșule, zic eu, place-ți cum ne-ai găsit? Pavel, care până atunci așezuse ca mut, uitându-se prin casă amărât, zise: ia ascultați, dascălor, ca să se mântuie toată dihonia, cărăbăniți-vă de la mine și mă lăsați în pace. Noi, bucuroși că am scăpat numai cu atâta, ne luăm ce mai avem și ne mutăm la un ferar peste drum dinpreună cu moș Bodrângă, mângâitorul nostru. Prin postul cel mare se răspândește vuiet printre dascăl despre desfințarea cateheților și trecerea celor mai tineri dintre noi la socola. Nați-o bună că ți-a înfrânt-o, zise Trăsnea. Când la adică nu-i nimică. Vorba aceea, ne-am pricopsit cu cai cu tot. Dracu mă punea să-mi bat capul eu cu gramatica. Deci știam asta mai bine ședeam acasă și cu banii că s-au dat pe aici, pe colea, își prindea tata altă nevoie. D-apoi noi, zise rădascăle cei însurați, oftând, ne-am calicit cu desăvârșire. Zimți, ba oiți, ba stu, ba cai și boi s-au dus ca pe gura lupului. Părintele catehetul să trăiască. Ia tăceți, bre, răspunse Zaharia. Banul-i ochiul dracului, s-o mântui vorba. Cel mai cisluiți atâta pe bietul catehet. Parcă numai el-i de aceea. Și apoi și vouă, nu știu zău, cum vă mai intre cineva în voi. Vorba aceea, hai în car, bai, hai în căruță, bai, hai înțelegă, bai, hai pe jos, bai. Ziceți mai bine că vă trageți la teapa voastră ca apa la matcă. Eu sunt mai bucuros că s-a întâmplat asta. La socola să mergem dacă voim să ieșim tobă de carte. Acolo sunt profesorii cei mai învățați din lume, după cum aud eu. La socola, strigă dascăle cei mai tineri. Duceți-vă pe puste dacă vă place. Duceți-vă învârtindu-vă ca ciocârlia, strigară cei bătrâni. Și așa, aproape de Paști, ne-am răzlețit unii de alții și la socol a rămas să meargă cine a vrea în toamna viitoare, anul 1855. Amintiri din copilărie. Pista 4. Cum nu se dă scos ursul din bârlog, țăranul de la munte strămutat la câmp și pruncul dezlipit de la sânul mamei sale, așa nu mă dau eu dus din Humulești în toamna anului 1885, când veni vremea să plec la socola după stăruința mamei. Și oare de ce nu m-aș fi dat dus din Humulești, nici în ruptul capului, când mereu îmi spunea mama
că pentru folosul meu este aceasta. Iacă de ce nu? Drăgăliță, Doamne, eram și eu acum holtei, din păcate. Și iașii pe care nu-i văzusem niciodată nu erau aproape din neamț ca folticene, de unde toamna târziu și mai ales prin câșlegele de iarnă, fiind nopțile mari, mă puteam răpezi din când în când, pașlindu-o așa cam pe după toacă și tot înainte, sara pe lună, cu tovarășii mei la clăci în Humulești, pe unde știam noi, ținând tot o fugă ca telegare. Și după ce jucam cât jucam, furam cât un sărutat de la cele copile sprințare și până în ziua fiind ieșit din sat, cam pe la prânzul cel mare, ne aflam iar în folticeni. Trecând desculți prin vad în dreptul băii Moldova înghețată pe la margini, și l-a dus și l-a întors. De ne degeram măduva noastră de frică. Inima însă era fierbinte, că ce gândeam și izbândeam. De la neamț la folticeni și de la folticeni la neamț era pentru noi atunci o palmă de loc. Da, acum se schimba vorba. O cale scurtă de două poște de la folticeni la neamț nu se potrivește cu o întindere de 6 poște lungi și obositoare de la Iași până la neamț. Căci nu vă pare șagă. De la neamț până la Iași, e cât e de la Iași până la neamț. Nici mai mult, nici mai puțin. Și mai bine să rămâi pe loc, Ioane Chiteamă, mintea mea cea proastă, decât să plângi nemângâiet și să te usuci de dorul cu știu eu văzând cu ochii. Dar vorba aceea, ursul nu joacă de bunăvoie. Mort copt, trebuia să fac pe cheful mamei să plec fără voință și să las ce mi-era drag. Dragul mi-era satul nostru cu ozana cea frumos curgătoare și limpede ca cristalul, în care se oglindește cu mâhnire cetatea neamțului de atâtea veacuri. Dragi mi-erau și tata și mama și frații și surorile și băieții satului, tovarășii mei din copilărie, cu care în zile geroase de iarnă mă desfătam pe gheață și la săniuș. Iar vara, în zilele frumoase de sărbători, cântând și chiuind, cutrieram dumbrăvile și luncile umbroase, prundul cu știoalnele, țarinele cu holdele, câmpul cu florele și mândrele dealuri de după care îmi zâmbeau zorile în zburdalnica vârsta tinereții. Asemenea, dragi mi erau șezătorile, clăcile, horele și toate petrecerile din sat la care luam parte cu cea mai mare însuflețire. De piatră de-ai fi fost și nu se putea să nu salte inima de bucurie când auzeai uneori în puterea nopții pe Mihai Scripcare din Humulești, umblând tot satul câte codroaie de flăcăi după dânsul și cântând: frunze verde de cicoare, astă noapte pe răcoare, cânta o privighetoare cu versul de fată mare. Și cânta cu glas duios, de picau frunzele jos, și cânta cu glas subțire pentru a noastră despărțire. Și ofta și ciripea, inima de ți-o rupea. Și câte și mai câte nu cânta Mihai Lăutaru din gură și din scrip ca sară sunătoare. Și câte alte petreceri pline de veselie nu se făceau pe la noi, despărea tot anul zi de sărbătoare. Vorba unei babe, să dea Dumnezeu tot anul să fie sărbători și numai o zi de lucru, și atunci să fie praznic și nuntă. Apoi, lasă-ți, băiete, satul cu tot farme cu frumusețelor lui și pasă de te du în loc străin și așa depărtat, dacă te lasă pârdalnică de inimă. Și doar mă șesileam eu într-o părere să o fac a înțelege pe mama că pot să mă bolnăvesc de dorul ei și să mor printre străini. Că vărul meu Ion Mogorocea, Gheorghe Trăsnea, Nico Șlobanu și alții s-au lăsat de învățat și despre asta tot mănâncă pâine pe lângă părinților. Da, zădarnică trudă. Mama avea alte gânduri. Ea îmi pregătea cu îngrijire cele trebuitoare, zicându-mi de la o vreme cu asprime: Ioane, cată să nu dăm cinstea pe rușine și pacea pe gâlceavă. Ai să pleci unde zic eu și Zaharia Rugâtlan merge cu tine. Luca Moșneagu, megeșul nostru, vă duce cu căruța cu doi cai ca niște zmei. Ia,
Ia mai bine răpăzi-te până la el de vezi gata-i de drum, că mâine dizi de dimineață cu ajutorul Domnului plecați. Nu mă duc, mamă, nu mă duc la Socola măcar să mă omori, ziceam eu, plângând cu 10 rânduri de lacrimi. Mai trăiesc ei oamenii și fără popie. Degeaba te mai sclifosești, Ioane, răspunse mama cu nepăsare. La mine nu se trec acestea. Pare mi se că știi tu, moarea mea. Să nu mă faci acuș să iau culeșerul din ochniță și să te dezmierd cât ești de mare. Apoi cheamă pe tata și zice hotărător. Spune-și nata băietului, omule, ce se cuvine ca să se iei nădejdea și să-și caute de drum. Mai rămâne vorba despre asta, zise tata posomărât. Are să urmeze cum știm noi, nu cum vrea el, că doar nu-i de capul său. Când m-ar bate numai atâta grijă, mai fi mie, ce mi-ar fi? Dar eu mă lupt cu gândul cum să-i port de cheltuială, căci banii nu se culeg de la trunchi ca surcelele. Și la ei vreo 6 afară de dânsul, dacă rămân acasă, nu le mai trebuie nimică? Dar, fiind el cel mai mare, norocul său, trebuie să căutăm alți burătăci, căci nu se știu zilele omului. Și poate vreodată să fie și el sprijin pentru iștilalți. Văzând eu că nu-i chip de stat împotriva părinților, începui a mă gândi la pornire, zicând în sine cu amăriciune. Ce năcas pe capul meu! Preoții noștri din sat n-au mai trepădat pe la Socola și mila Sfântului. Nu-i în cap pe cureaua de pântecori ce sunt. Dar voi călugări, o adunătură de zamparagii ducliși din toată lumea cui băriți prin mănăstire. Ce n-ajung? Și eu să înșir atâtea școli, în Humulești, la Broșteni, în Creierii Munților, în Neamț, la Folticeni și acum la Socola, pentru a căpăta voie să mă fac ea acolo un popă prost cu preoteasă și copii. Prea mult mi se cere. Acuși îi spun mami că mă duc la călugărie, în Neamț ori la Secu. Și cu câtă carte știu, cu câtă nu știu, peste câțiva ani pot să ajung de chiu la vreun mitoh și să strâng un știubei plin de galben ca părintele Chirilaș de la Jugărit, din Vânătorii Neamțului. Și apoi atunci puneți cu vioasă ilare plosca cu rachiu la șold, icrișoare moi cât se poate de multe și altceva de gustare în buzunările dulamii, pistoalele în brâu pe sub brasă, comanacul pe ureche și cu sabia duhului în mână și pletele în vânt, ia-o la papuc peste piciorul rău spre cărarea furisită dintre Secu și Agapea din deal, unde toată vara s-aude cântând cu glas îngeresc. Ici în vale la Pârău, mielușa lui Dumnezeu. Iar câte un glas gros răspunde, hop și eu de la Durău, berbecul lui Dumnezeu. Căci fără să vreau, aflasem și eu păcătosul câte ceva din tainele călugărești, umblând vara cu băieții după bureți prin părțile acelea, de unde prinsesem și gust de călugărie. Știi, ca omul cuprins de evlavie. În sfârșit, ca să nu mă uit vorba, toată noaptea aceea dinainte de plecare, până s-au revărsat zorile, m-am frământat cu gândul fel și chip cum aș putea îndupleca pe mama să mă duc mai bine la mănăstire. Și tocmai când eram hotărât a spune mamei acestea, ia ca și soarele răsare, vestind o zi frumoasă, și Luca Moșneagu, însurățel de-al doilea, a cărui tânăr nevastă avusese grijă să-l trezească la timp și să-l pregătească de pornire, să-și aude strigând afară. Gata sunteți? Haidem, că eu vă aștept cu cai în hămați. Mama atunci mă șuia repede-repede la pornit, fără să am când îi spune de călugărie. Și, scurtă vorbă, ne adunăm cu rudele lui Zaharia, cu ale mele în o gradă la Moș Luca, sărutăm noi mâna părinților, luându-ne rămas bun cu ochii înnecați în lacrimi, și după ce ne suim în căruță supărați și plânși ca vai de noi, Luca Moșneagu, harabagiul nostru, și dă bici cailor, zicând nevesesi care închidea poarta după noi. Olimpiadă, e seama bine de borta aceea. Căci niște porci, spărgând gardul într-un loc, se înădise în grădină la păpușoi. Era dimineața, în ziua de tăierea capului Sfântului Ion Botezătorul, când ieșeam din Humulești.
și fetele și flăcăii gătiți frumos, ca în zi de sărbătoare, foiau prin sat în toate părțile, cu bucuria zugrăvită pe feții. Numai eu cu Zaharia, ghemuiți în căruța lui Moș Luca, ne duceam surgiu dracului pe o mană, că mai bine noi putea zice. Rogu-te, mână mai tare, Moș Luca, zic eu, să nu se mai uite satul ca la urs la noi. Luca Moșneagu însă mâna cum știa el, căci smârțoagele lui de cai erau vlăguiți din cale afară și slab și ogârjiți ca niște mâți de cei leșinați, nu zmei, cum zicea mama, care nu știa cum să mă urnească mai degrabă din casă. Era rafuresiță fie cine a mai desfințat și catihețele celea, tocmai acum în vremea noastră, zise Zaharia lui Gâtlan, plin din aduh, după ce am ieșit la drum afară. Când să-ți petrește tu tinerețea, apucă-te de cărturărie. Parcă are omul 10 vieți. Tot umblând noi din școală în școală, mai mult așa de frunza frăsinelului, mâine poi mâine avem să ne trezim niște babalici, gubav și oftigoși, numai bun de făcut popi, ieșiți din socola. Ce zici, neata Moș Luca, despre unele ca acestea? Ce să zic, dascăle Zaharia? Știm noi cum vis formele? Eu trebuie să vă duc la locul hotărât și de aici încolo cum va sluji capul. Hi, hi, căluții tati, să ne întoarcem cât mai degrabă acasă. Când auzeam noi pe Moș Luca pomenind cu drag de casă și când mai vedeam cum rămân satele și locurile frumoase în urmă și tot altele necunoscute se înfățoșează înainte-ne, supărarea noastră creștea la culme. Pentru fiecare fântână, Pârău, Vâlcică, Dumbravă și alte locuri drăgălașe ce lăsam în urmă-ne, scoteam câte un suspin adânc din piepturile noastre. Și după mintea ce o aveam, ne-am fi întors înapoi chiar atunci, de nu eram dați în seama lui Moș Luca, de care ne rușinam ca și de părinții noștri. După un scurt popas, făcut la podul de la Timișești, de pe Moldova, pornim înainte spre Moțca și suim încet, încet codru pășcanilor. Apoi, din vârful acestui codru, mai aruncăm nemernici de noi câte o căutătură jalnică spre munții Neamțului, urieșe munți cu vârfurile ascunse în nouri, de unde purced izvoarele și se revarsă păraile cu răpijunii șoptind tainic în mersul lor neîncetat și ducând poate cu sine multe, multe patim și ahturi omenești să le nece în Dunărea măreață. He, he, băi Zaharia, zic eu, coborându-ne la vale spre Pașcani. De acum și munții am pierdut din vedere și în străinarea noastră este hotărâtă cine știe pentru câtă vreme. Cum ne-a fi scris de la Dumnezeu Sfântul? Zise Zaharia cu glasul aproape stâns. Și apoi rămase dus pe gânduri tot drumul până la Blăgești, peste Siret, unde ne-a fost și masă noaptea aceea. Da, vai de masul nostru! Aici, pe prispa unui rotar, puțin de nu era să rămânem chiori. De cu sară și până la miezul nopții, am stat numai într-o fumăraie de balici ca la carantină. Și tot ne-au coșit țânțare. Așa e viața câmpenească, zise Moș Luca, cioșmolindu-se și învârtindu-se ca pijeratic de rău țânțărime. Cum trece siretul, apa era și lemnele pe sponci, iar vara te năduși de căldură și țânțare te chinuiesc amarnic. N-aș trăi la câmp, Doamne ferește! Halal pe la noi! Apele-s dulci, limpezi ca cristalul și reci ca gheața, lemne de ajuns, vara umbră și răcoare în toate părțile, oamenii mai sănătoși, mai puternici, mai voinici și mai voioși, iar nu ca ăștia de pe la câmp, sarbezi la față și zbârciți de parcă se hrănesc numai cu ciuperci fripte în toată viața lor. Știu una, Moș Luca, zise Zaharia de la o vreme. Găinușa-i spre asfințit, rarețele de asemenea și luceafărul de ziua de acum trebuie să răsară. Haidem să pornim la drum. Că, bine zici, dascăle Zaharia, parcă ți-a fi ieșit un sfânt din gură. De cât ne-om tot învârtit și cioșmoli pe iastă prismă, mai bine să scurtăm din cale, căci, mare Dumnezeu, ne-a ferit el de întâmplări.
Și așa, luându-ne rămas bun de la gazde, care era tot afară culcat, pe altă prispă, plecăm. Și cum ieșim în șleau, părerea noastră de bine. Întâlnim câțiva oameni cu niște care cu draniță, mergând spre Iași. Ne întovărășim cu dânsii de frica lăieșilor de Ruginoasa și hai, până în ziua ea cât în el în Târgu Frumos, unde am și înjunghiat câțiva harbuși într ales, de ne-am potolit deocamdată și foamea și setea. Apoi, după ce s-au hodinit caii, am pornit înainte spre podul Iloaie și de aici tot înainte spre Iași. Mai mult pe jos decât în căruță, că zmeie lui Moș Luca se muiese de tot. Și țăranii noștri glumeți cum sunt, ni toți ficuiau ea întreagă care din cotro, din era mai mare rușine de rușinea lui Moș Luca. Iar mai ales, pe la asfințitul soarelui, tocmai când intram în Iași, pe rohat ca păcurar, un flăcăoan al dracului ne-a luat în râs cum se cade, zicând: Moșule, ia seama de ține bine telegare ceea să nu iei vânt, că Iașul ăsta e mare și Doamne ferește să nu faci vreo primejdie. Atât i-a trebuit lui Moș Luca și apoi lasă pe dânsul, câte parastase și panaghe, toate i le-au ridicat. Ia auzi, bă, dacă ar ști el chiolhănosul și ticăitul de unde am pornit astă noapte, și-ar strânge liorba acasă, n-ar mai dârdui degeaba asupra căișorilor mei. Și apoi doar nu vine acum întâiași dată la Iași să-mi deie povață unul ca dânsul ce rânduială trebuie să păzesc. 40 le-am mânisat de golan. Dacă n-a stat o leacă să-l învăț eu, a mai luat altă dată drumeț în râs. Văzând noi când eu, oamenii tot peste picior, și pe Moș Luca tulburat din calea afară, cum eram în căruțe, ne acoperim peste tot cu un țol, zicând eu cam cu sfială: Moș Luca, de te-a întrebat cineva de acum înainte de ce trag cai așa de greu, să spui că aduci niște dropi de sare de la ocnă și las, dacă nu te-a crede fiecare. Ei, apoi, știu tu v-am eu că și voi mi-ați fost de aceștia, zise Moș Luca, mergând pe lângă cai plin din aduh. Nu mă faceți că ia cușvar câteva jori de prin țolul acela de vă trece spurcatul. Auzind noi cine se pregătește, ghiontitul ne-am unul pe altul, chicotind înădușit și cam mai ba, să zicem, nici cârc. În sfârșit, după multe șfichiuri ce a primit Moș Luca de la unii alții, cum e lumea a dracului, mergând noi în pasul cailor, din hop în hop, tot înainte prin rătăcăniile de pe ulițele Iașilor, am ajuns într-un târziu, noaptea, în cierul socolii și am tras cu căruța sub un plop mare, unde am găsit o mulțime de dăscălime adunată de pe la catiheții din toate județele Moldovei. Unii mai tineri, iar cei mai mulți cu niște târsoage de barbe cât badanalele de mari, șezând pe iarbă împreună cu părinții lor și preoți și mireni și mărturisindu-și unul altuia păcatele.